că s-au îmbătat amândoi nași. Mă, unde sunt nașii, puțule? S-au îmbătat. Mă, urmare, țărate, că era să... Un pic facem o mijă pământului, dar după ce dă și notă niște dedicății faine. Dacă ai venit prea târziu, ce să știu? Hai, Sandule, ia pauză cu fetele, fă-i o poză. Mă rămâne, n-a fără la hotel, tu de-o temba. Poate și între ce nu vreau mai cinc hotel, jogărate și la hopeci. Hai, da, băiete, și la hopeci. Ravale! Ravale! Domnul Inel! Sunt o onoare de lui Amența de Șinau, veți conașul! Să iasă fratele nostru Ponei, Floricică de Azatoare, să ne bagă și noi aici 500 de lei. Avem o găletă tot așa micuță ca el. Nu e mai mare, uite. Nici apă multă nu e, tot așa mică ca el. Ăla ăla să vizualizeze. Nu te mai aduc capa pe el acum. Am revenit, fane de la Straia, am fost la botez, tot familionul meu, tot neamul meu, toți copiii mei, toți nepoții mei. Eu n-am putut să mă duc, că mă doare spatele, dar acum au ajuns la mine aici, mi-au adus de la botez ce-a putut și ei de acolo. Salut, salut, prieten! Vreau să transmitem multă sănătate la toți invitații, a fost un botez frumos. Foarte frumos. Felicitări să trăiască frumos, nașul, frumos, nașa, frumos, finii, da. Băut, nepoții, frumos, o mie de ani. Da. Doamne salut, ajută salut, la toată lumea. Salut. Uitați pe Ionică. Am fost la botez, ne-am dar nu se cunoaște că ați băut. Păi nu m-am îmbătat. Nu ați băut deloc. Ba nu, uite așa câteva poare, dar frumos, așa, omenește. Dar era în ghiu. Elegant. Am mers, când am plecat, a mers frumos, drept pe drum, nu stânga. Acum a plecat Stenica, să vine el pe o parte. S-a dus după nașul. Da, acum vine el de seară. Spune să știi, ginerii tău Galicia s-a dus un pic așa pe șanț. O țără. O țără mai mult. O luă mai mult. Lasă că nu-i nimic. Are și el necazul de lui, că a mâncat lupul oile. Îți dai seama ce pagubă a avut și el, 100 de oi. I-a mâncat lupul oile la Cluj. Ăsta e Gogu, șoferul nostru. Aceea. Uitați, acolo sunt și fetele. Hai să vedem ce a făcut la botez, cum ați dansat. Uite așa. Cum ai dansat? Uite așa. Cine te întrebă pe tine că tu ai fost acasă? A fost și ea. A jucat și mama cu noi. Unde a fost? Pe telefon. Copii ai? Da. A fost și mama cu noi. Ați dansat? Da. Foarte bine. Lasă că e bine că a jucat. Nu dansăm pe sandu. N-am văzut pe Maria, n-am văzut să joacă. Ba da. E la tine pe videoclip. Ai fost tu fănică? Da. Da? Foarte bine. A dansat și fănică. A dansat fănică? Da, a băgat bani la fete, la sutien. Au, mamă, ia uite. Ia uite fănica noastră. Nu mă crezi. Nu cred. Ți-arăt poză. Fănică! Ai făcut așa ceva. Cortina, știi cine nu jucă? Eu.
Ion, până și Bou al bătrân a jucat pe baston și Ion. Care Ion? Uite ăla. Ponalul ăla. Ah. Uitați, Rex, că am supărat că n-a fost și el la botez. Mamă, ce să te vălești. Pufi. Aici cu domnul primar. Suntem aici cu domnul primar, aproape de el. Aici. Ia zi, Ciobă, te-ai hotărât să pleci tu în Anglia. Da, vreau să plec înapoi în Anglia. Și merg eu acolo la Mătăsar. Da, te trimit pe tine la Mătăsar. Acolo când e nevoie mă trimiți pe mine. Da. Să duc de toate mâncare ce trebuie. Momentan să fac o programare la... Să fac o pedică. Sâmbătă și duc. O pedică? Nu, o pedică. De la 11, o manicură. Chiar la păcă poliție. Da. Ce la poliție? Să văd ce fac cu permisul. Ia zic, Gogule, tu când pleci? Eu nu mai plec nici unii. Gogu, și ce a făcut? A pus o lui soclu cu 200 de milioane. Cu ce, mă? I-a băgat soclul său 200 de milioane în cont și i-a luat anaful banii. Lei 3. Ce făcut? I-a blocat banii în cont. Așa trebuie. Așa, ăla e soclul ca lumea. Care ține la gineri său. Ăla e soclul ca lumea. De unde au ajuns la mine? Dacă le-a blocat. Și ce a mai zis? Anaf. Lasă că se descurcă cu el. Se descurcă, vedem ce face. Muncești pentru el la iarnă o lună, două, la spart de lemn și gata. La ghearele mele, așa și vreau să fac și o manicură, dar nu astăzi. Până am eu flexor mic. Bă, știi, mă uitai așa, bă, hai bă să mai fac și o manichiră. Eu nu mai fac o manichiră, ce trebuie. Da, fraților, suntem aici la Buturică. A? Uitați, stăm. Da. Uite, să facem ședință. Da. Fănică, ai supărat. Bă, să mai fac și o manichiră. De ce ai supărat, păi? Pedicura la mână. Ha? Mă doare urechea. Urechea? Ha, hai la doctor. O să numai acum vedea un doctor. Filmează acolo, băieții, nu mai filma pe fiul. Dă-și tu când filmezi pe 0.5. Care e 0.5? Apeși pe 0.5. Așa. Ce face asta? Arată mai bine. Da. Adevărat e și asta. Păi dacă nu mă învățați și pe mine... Totuși aș vrea să mai fac și o manichiră. Da. Dă-mă ochii la jos că ești pe vlog. Lasă-mă ce? Păi zice lumea că e bătrân. Lasă că știe lumea. Păi nu e bătrân, are 16 ani. Și ce? Dar mâine nu știu dacă... Aici suntem pe strada Pătrașcu cel Bun. Cel Bun. La Herculean. Nu, ce unde ești plus nebun? Cel Bun. Cel Bun. Pocaero. Ce cuvântul nebun. Uitați ce stradă liniștită avem. Da. Așa suntem toți. Peste o săptămână pleacă tot și rămân cu butura eu. Mai stăm două săptămâni. Nu, eu nu mai prind. Cea mai liniștită stradă niște. Da, liniște, da. Atâta gălăjie pe ea, de nu-i nimeni pe stradă. Asta e, frate, nu, ce să spun. Da. Atât suntem cu mine. Hai că mai revenim, frate. Ce făcuți, doamna? De unde vii cu sticlea aia din mâine? De la botez. De la botez? Ce ți-o trimise? Ăla. Cine? Cum îl cheamă? Nu știu. A, nu știi. A, bine că nu mai știi cum îl cheamă, da? Da, îți trimise o sticlă de vin. Da, ăla. Ăla, cine e ăla? Fără nume, da? Tu ce vrei, Rex? Uitați, fraților, ce flori am. Frumoasă. Bă, ce caut? Unde-i? Și cum l-ați găsit? Păi, ăsta ce vrea? Ce vrea? Ce vrei? Ce vrei? Ce vrei? Cum te dau un picior în gură? Mă, fii cu minte, fii cu minte! Fii cu minte! Ha? Unde-i boata? Unde-i boata? Să vezi ce-i dau acolo eu. Dacă mă supără el așa pe mine... Uite acum, uite acum îți dai o boată ție. Dacă mai mă superi tu pe mine mult așa e. Stai acolo. N-ai voie. Ce zici, doamna Bria? Ce mai făcuși? La butură cu alea să nu fără cineva. Păi? Da. Tu ce pățești, mă? Ce? Cum nimic?
Eu, mâncaie. Du-te, culcă-te. Dar ce vreau să faci? Fănică! Cu cine joci acolo, meci? Cu Mario. Cu Mario? Da. Știe și el să joacă. Ia să văd, hai. Și-o rămă cu astea, că așa că n-a fost aia pe la lăsit. Azi că sunt și-mi se-a dat să-i pe la lăsit. Că azi așa rânci ea. Au! Ia zi, Fănică, ia zi, hai să vedem, care dă golul. Ha? Da, toată strada filmă, vezi? Am ieșit la bancă aici cu doamna Bria, o vedeți? Da, acolo asta pe bancă. Pe doamna Bria stă la bancă, da? Asta a spus tu la mea, dat Dumnezeu. Păi și ce vrei să faci? A? Păi dacă te-am chemat să mergi cu mine la recuperare, nu vrei să mergi la azil. Tu ai zis că nu mergi să duci la azil, eu mă duc. Tu zici eu nu te duci. Nu-ți convine să mănânci acolo. Îți dăm mâncare acolo bună, proaspătă, dragavei, varză. O ceapă dacă mănânci, dar să fie voie bună. O ceapă dacă vrei. Tu nu mănânci ceapă, tu. Voie bună să fie. Da. Ce înseamnă voie bună la tine? Ce înseamnă? Ia zi. Înseamnă că bine. Bine. Da. Păi nu așa numai. Să mănânci pentru ce primi. Și dacă nu e inima bună, tot degeaba. Lucica mai veni pe la tine? Ce să vină? Are și ea greutății de ei. Lucica? Ea nu e la greutate. S-a zis rădicul ea. Nu mai vorbi țigănește, uinești pe grob. Vorbește românește. Tu ce zici, bă, Rex? Posar, acum așteptăm să vină cu al doilea rând de asfalt. Deja la stadion au pus. Da. Mai vine un rând de asfalt acum, al doilea. Asta e, fraților. Suntem aici cu Rex. Păi ce? Ce făcură? De ce, mă? Făcuși prostii? Ce floricele avem frumoase aici. Da. Suntem acasă, la domiciliu, cu minte. N-am făcut prostii. Așteptăm. Doamna Marița! Alo? E, fraților, ce să vă spun? Astăzi toată ziua am lucrat la o mașină, n-am putut să-i dau de cap. L-am adus pe un prieten, a desfăcut, bietul om, a lucrat la ea, dar n-am putut să-i dăm de cap, nu știu ce are. M-a disperat mașina asta. Mașina asta m-a disperat. Mâine mă duc iar să iau altă peșă, să încerc. Așa că vreau să vă spun și vouă la toți prietenii mei care mă urmăriți, fanii de la Straia, vă transmit multă sănătate, să auzim numai de bine la toți prietenii mei care mă urmăriți pe canalul meu de YouTube, Fane de la Straia. Suntem aceia la o ședință cu copiii, ședință cu copiii, cu familia, cu cățelii, cu purcelii și cu Rex, toată familia, inclusiv și Maria, Mărioare. Te vezi. Prieteni, iar mâncăm semințe.
Catalinele. Vrem să stabilim în ce parte o luăm. Unii plecăm, ce facem, ce învârtim. Pe Anglia. Numai în Anglia, da? Da. Ei se duc și noi? Eu vreau pe Turcia, că am business. Pe Turcia? Da. În Turcia vreau și eu, Fănică. Da, îmi trebuie care de Turcia? Pe bune îmi trebuie. Și ăștia doi? Germania. Atât. Și baba? Acasă. Arată-ți pe Andreea, mă. Cum să știu? Unde? Unde să duc căruța și aia? Ha? Scoția. În Scoția să duce mai prietenă. Unde vrea și tata? Unde cântă ea la Cimpui? Da. Cimpui? Deci sunt îmbrăcați în rochie. Întreabă și pe Maria. Ia unde vrea să-mi iau. Unde dorești? Te vezi? Acasă. Hale, mă, că trăgem pe ea. Ho, ho. S-ar putea să rămân eu cu Fănică și cu Mărioara și cu Rex, cu baba. Iară Rex! Păi vrei pe calul? Da. Pe unde mai găsim? Nu știu, îl cauți. Da, scrie acolo anul. Cine l-are pe calul să ne-l aduc acasă la poartă. De greciul, pleacă-mi de acasă. Și rămâi tu cu câinii tăi. Auzi, pleacă bunicul meu. Mare invidioasă ești tu pe câinii mei. Nu știu ce ai tu cu căței mei. Dar ne-am schimbat toți, numai tata a rămas așa, nu? Numai tata a rămas îmbrăcat așa. Tata a rămas așa îmbrăcat, elegant, pleacă la alt tier. Unde? E surpriză, nu spuneam. La matier mai mare. Aha. La igri. Merge la igri, ăia care au câte o tonă. Care ăștia fură cu o tonă? În auto. De la tonă. Doi la tonă, ăștia fură. E la mâia cu de-aia. Așa că suntem aceia toți la reședința lui doamna Bria. Stăm la o mică ședință în familie, avem pe cea mai mare sărbătoare, Constantin și Elena, avem și noi o sărbătoare în edilie. La mulți ani! Ziua lui Măcuța, invităm toți prietenii la noi, îl invităm pe domnul Leo, pe doamna Anca, pe Ursul, pe Alin, pe Georgiana, pe Tatiana și pe patroana. Care Tatiana? Pe Tache. Îi invităm la ziua lui Măcuța. Tăiem un purcel, tăiem un miel. Tată, da. Ai zis ceva acum, dar eu spun așa, dacă chemăm și pe Leo și pe Anca, nu o să vină ori Anca, ori Leo. Așa facem două mese. Un foișor facem pentru Leo așa? Și salon pentru Anca. Pentru doamna Anca, ca să vină și Anca și Leo. Arată pe mama, spune. Așa se vede. Prieteni. Se vede? Se vede. Nu se vede bine. Se aude? Două mese. O masă în foișor pentru domnul Leo. Una. Să stea cu domnul Fane. Da. Da. Cu fetele. Și o masă pentru doamna Anca. Să stea cu fetele. Să stea cu noi în salon. Și noi fetele chefuim în salon și voi bărbați afară. Nu. Noi în salon și voi afară. Nu, voi afară că... Nu, noi bărbați în salon și voi afară. Acolo e dozatorul de bere și acolo stați afară voi. Voi fumați. Și pe Rex ne lăsăm. Afară cu voi. În ceai. Rex. Și noi fetele ne punem muzică înăuntru în salon și dansăm. Nu e așa? Și eu trebuie să mă împart. La un vlog, la un vlog. Nu. Cum nu? Așa, hai că revenim, frate. Salutăm cu toată schimba.